Salut! Tocmai am dat jos volanul de la Focus pentru că vreau să-l recondiționez. E destul de uzat pe aici. Ce s-a întâmplat? Am pus o husă din aia de protecție pe el și cu timpul, probabil la soare, s-o fi încălzită, s-o fi lipită, nu știu. Și când am dat-o jos, are mici defecte volanul. Așa că vreau să văd ce pot face cu el, dacă voi putea scoate astea, după care să-l vopsesc. Așa că hai să ne apucăm de treabă. Am să încep cu un șmirchel de 240. Să încep să-l șlefuiesc. Sper să nu fie prea dur, dar vom vedea. Am terminat de șlefuit. Acum vreau să împachetez aici interiorul și după care îl voi degresa și ne apucăm de vopsit. Am degresat-o și am pregătit și vopseaua. Acum o băgăm în pistol și să suflăm prima mână să vedem cum iese. Îi vom da două mâini așa gazate pentru că absorbe foarte mult și după care vedem. Îl lăsăm puțin să tragă, după care venim cu a doua mână. S-a uscat, acum putem să începem să îi dăm și a doua mână. Tot așa gazat.
Deja e mult mai ok. Am mai deschis o jumătate de tură. Debitul la vopsea. Îi voi da așa. După care lăsăm să se usuce și îl voi întoarce, să-i dau și în spate. L-am întors, iar acum îi putem vopsi partea asta la altă. Tot așa vom începe cu două mâini de gaz, după care creștem debitul. Am uitat să pun banda aici pe mufa asta să nu intre vopsea. Și ia priviți, așa arată volanul, este gata. Mai trebuie doar să îl montez la loc. Arată mult mai bine ca și înainte. Așa că merg să-l pun la loc și să vă arăt cum este montat pe mașină. Ia uitați, cam așa arată volanul, montat, mai are puțin praf pe el. Dar nu e problemă, îl mai dăm cu silicon și o să fie totul ca nou. Acum să vedem dacă o să pornească, pentru că i-am demontat bateria. Când am scos airbag-ul, îmi tot pornea clansonul pentru că s-a apăsat pe el și m-a enervat. Așa că să vedem dacă am pus bine la loc. Să vedem dacă am pus bine la loc restul firelor. Da, nu rămâne niciun bec aprins, să vedem claxonul mere. Cred că trebuie să-l desfac, l-am pus pe, are două mufe acolo și eu cred că l-am pus la alta. Ba, mere. Mere claxonul, totul e ok. Dacă vrei să vezi alte videoclipuri cu Ford-ul, îți las aici un playlist unde ai o grămadă de videoclipuri să te poți uita la ele.